domnilor, Marcolul, se încheie 16 ani mai târziu, îmbogățită prin volumele al 6-lea și al 7-lea, Tirania, judecătorul, respectiv Singurătatea Luminii, Călăuza. Două cărți ce pot fi așezate în antiteză, dacă luăm în considerare aspectele focalizate. Prima, imagine de ansamblu cu numeroase personaje, unele colective, surprinse în momente de transformări și redistribuiri, a doua ilustrând retragerea în sine, cu periodice întoarce, în decorul ce poartă semnificația valorilor esențiale. Tirania reține semnificațiile negative, impure, din simbolistica vastă a peștelui, iar ciclul său de existență ia forma unei istorii viitoare. Prădătorii acvatici, ce se hrănesc cu pui de pasăre găzuți în cuburi, își vor afla sfârșitul ușirați de păsările care au reușit să ajungă la maturitate. Parabola încifrează o filozofie a istoriei ce rescrie conceptul corpii ericorpii din Scienza Nuova de Jean-Baptiste Rico. Istoria ciclică presupune alternanța dintre etapele de dezvoltare și cele de decădere. Hilda peștilor de voator, mai târziu devorat, primită la lupta pentru supremație, devenită lege ce guvernează existența. Victimele și agresorii își invertează rolurile de la un interval la altul. O altă conotație se referă la succesiunea generațiilor și a forma înfruntării, infanticidul fiind urmat de paricid. În contextul vieții din România contemporană, revanșa păsărilor supraviețuitoare alimentează speranța celor umiliți și exasperați de dominația prădătorilor, care așteaptă venirea unor justițiari. Gigi Marian Vasile se încadrează perfect în profilul peștilor răpitori. Primii doi se află la conducerea poligrafiei și a cotidianului local din tunel din oraș Atelian. Personaj periculos în orice rândire socială, director de fabrică până în 1989, apoi parlamentar, Vasile Janunțu studiază un viran în bilis, pe punctul de a fi devorat, după ce suferă un accident de circulație cu urmări grave. Tirania are însă în centrul său un caracter total diferit, un visător ce nu pierde contactul cu realitatea. Matei Ceanu, secretarul de redacție ajuns redactor șef, împrumută din substanța anti-eroilor din traversarea cerului. Intelectualii singurați, reflexivi, a căror retragere din tumultul vieții sociale le-a rafinat viziunea asupra întâmplărilor din jur, fără a fi capabil, totuși, să pună ordine în propria viață. Întrebările obsedante de fiecare zi sunt puse cu amărăciune, dilemele nu își află rezolvare, dar plejesc pagini de dezbateri între fratovănii și apropiații săi, desenând un portret al societății contemporane românești. Aparent naiv, asemenea lui Nandu, Noaptea Strigozor, Sasu, Remora, Mihai, Mari Fericit, chiar Ștefan, Somonul Rosu, Matei se dovedește un contemplativ, în contrast cu tatăl său, aflat întotdeauna în mijlocul evenimentelor. Vasile își vede fiul ca un om străin firii sale, un spectator și judecător al vieții. Animalul de pradă și judecătorul se regăsesc amândoi în titlul romanului, sugerând două mentalități distincte. Accidentul aduce mutații nebunite de orgoliosul parlamentar, obișnuit să triumfe în orice condiție. Vasile profitează bătrânețea și uzura, neputința fizică marcând sfârșitul puterii sociale. Clausarea sa în organe și suferință, simbolizând indiferența pentru cei de alături. Într-o situație cum se află Ivon, a doua soție, ale cărei tinerețe și frumusețe se pot oricând converti în monedă de schimb. Sosit la patul tatălui doar datorită conștiinței filiale, Matei simte și mai acut înseamnarea dintre ei. Raul pare sortit să nu primească iubire și înțelegere, nici din partea rudelor de sânge, nici a celor din alianță. Căsătoria dintre Matei și Mona a fost determinată de apariția unui copil, pe care nici unul dintre ei nu simte aproape, lăsat în grijă familiei Monei la Botoșani. Soția lui Matei, care a mai rămas la Cluj câțiva ani până la terminarea facultății, întâlnindu-și ocazional soțul și fiul, visează la o viață ușoară, pe măsura imaginației sale, de ființă egoistă și imatură. Legătura simbolică de sânge dintre tată și fiu s-a materializat cu ocazia transfuziei directe, la prima spitalizare a lui Vasile, în timp ce prietenia spontană dintre Ivon și Mona indică prezența aceleași mentalități. Mona se bucură să devină viscicola tinerii sale soacre în știința parvenirii. Mai mult, paternitatea copiilor pe care cele două femei îi vor aduce pe lume rămâne incertă. Nașterea fiului Mona ar putea constitui dovada unei înșelătorii. Femeie capabile de reflire care se asigură interesele, Ivon continuă vizia de acțiunea soțului. Persistă senzația de punere în scenă și se exclude posibilitatea de a se afla în vârdeului.
Nu există libertate sau destin, doar jocul făcut la nivel de. Lipsa de viziunea personajelor amintește de o lume văzută prin ochii doar ai unei libelule, ce nu pot focaliza decât ceea ce exact în fața lor. Cel în care Liana, pilot teritar utilitar, îl duce pe Duma în forță pe mâna, însă în îndurul, poate fi citită ca incapacitatea personajelor de a dobândi o imagine complexă asupra prezentului. Mai mult, libertatea este percepută ca o nebunțare, în primul rând de șobolănirea tipografiei cu hainele internate cu miros de glum, puși tipografic, alcool. Muncitorii care își văd amenințată siguranța zilei de mâine și speră la o protecție paternalistă. Duma, duci lipsite sentimente, se dovedește un om de acțiune și un sceptic, un supraviețuitor, asemenea toților din Amazon care, la maturitate, se întâlnesc cu tirania pozitivă de putin. În deosebire de Duma, Orfoș consistă un sacrificat al schimbării, incapabil să învețe să folosească noua tehnologie. Alunecând în alcoolism, distrugere și moarte, Orfoș semnifică sfârșitul unor desfășuri tradiționale și prăpastia de netrecut între oamenii muncii manuale, chiar tipograf și cei ai literelor. Singurătatea luminii ar putea fi citită ca o carte a pelerinajelor. Munții reprezintă singura evaluare posibilă dintr-o lume opresivă, marcată de legi absurde și, pe de altă parte, un parcurs inițiatic, o călătorie în care drumul rămâne la fel de important ca ajungerea la destinație. Și, nu în ultimul rând, cea mai neconvențională dintre terapii, dar cu rezultate miraculoase. Pasiunea autorului pentru poveste, așa că renumărarea ascensiunilor montane între două coperte ficționale se descrie în destin tragic. Postul alpinist, care și-a pierdut vederea, s-a retras în vecinătatea munților să iubiți, având alături un hamster ce urcă și coboară pe o scăriță, sunt un borcan. Microcosmosul era, la altă scară, atributele macrocosmosului. În același timp, avem de-a face cu o punere în abis a aventurilor de mult amiază care urmea să fie relatată. Odată eliberat, micul animal se pierde necunoscut, anticipând dispariția stăpânului său în timpul unei părăsiri neînvinători, fără valențe întâlnătoare sau mitiotice. Actul violent, rămas neexplicat și nedeschis, păstrează, totuși, o aură apoteozantă. Cel ucis va reînvia în altă dimensiune, dispersându-se natura. Expedițiile de munte sunt istorizite de vocea autorială, cunoscută din vorbele de eseuri. Scriitorul și omul de cultură este dublat, de această dată, de Călduță, calitate superioară în timp public. După cum autorul mărturisește, în repetate rânduri, misiunea sa este să-i scoată pe ceilalți alimani, se știe în siguranță. Personajul din Silvia Inițiaților, asemenea călăuzelor din filmul lui Tarkovski și romanul fraților Strugatski, Picnic în marginea drumului, păstrează și celălalt sens al termenului, conducător, întrebător, educându-i pe ceilalți, cele mai apropiate ființe sau, din potrivă, încunoscut. După ce siluetele au fost fixate în fotografii sau capturate pe pelicula filmelor, persoanele reale devin adevărați eroi, iar aventurile lor de vacanță se transformă în ficțiune. Metamorfoza se datorează, pe de o parte, mutațiilor operate de trecerea timpului. Pe de alta, deplasarea într-un alt plan se explică prin experiențele cu totul diferite față de existența cotidiană. O viață paralelă, înghesuită în doar câteva săptămâni din până. Ascensiunea montană și scrisul se dovedesc, în cele din urmă, două variante ale aceleași ritual soteriologic. Cordelina de siguranță e pagina văzută la mașină care mă scoate din miroagele expuse ale lui. Înainte de a asculta domnul